Acum vom formata un articol. Pentru aceasta, bineînțeles, întâi trebuie să-l căutăm, după care dăm click pe modifică. Ca să edităm un text, pur și simplu îl selectăm și dăm click, de exemplu, pe B pentru a face bold. Apoi putem să mai selectăm un alt cuvânt, spre exemplu Grecia, în cazul acesta, și dăm click pe AB pentru a face o legătură internă către un alt articol. Mai facem încă o bucată de text italic cu butonul de I și să spunem că acum dorim să adăugăm o secțiune nouă cu un titlu. Pentru aceasta dăm click pe A. Înlocuim numele secțiunii și în această secțiune scriem câteva informații. Dar să spunem că vrem ca această informație să apară sub formă de listă. Pentru aceasta, la începutul rândului, adăugăm simbolul steluță. Și mai adăugăm în listă încă câteva rânduri, de fiecare dată cu steluță la început, pentru a marca ideea de listă. Acum vom încerca să adăugăm și o poză. Pentru aceasta vom da click pe simbolul pozei și ne apare codul cu numele fișierului. Trebuie însă să încărcăm întâi un fișier, astfel încât dăm click pe Trimite fișier. Alegem poza din calculator, spre exemplu aceasta. Așteptăm un pic să ne apară informațiile. Acum putem să scriem și câteva cuvinte despre fotografie și dăm Trimite fișier. Fișierul se va încărca acum, în funcție de dimensiunea fișierului și conexiunea la internet, va dura mai mult sau mai puțin. Însă, între timp, putem să selectăm numele fișierului și să-l copiem în codul din articol, după care dăm salvează. Vedem că au apărut modificările făcute, cuvintele boldate, legătura internă și lista. Însă legătura internă către Grecia nu funcționează, ea este cu roșu, pentru că numele legăturii trebuie să fie identic cu numele articolului din baza de date. Din acest motiv vom adăuga înaintea Greciei simbolul bară și înaintea simbolului bară scriem Grecia. Dăm click pe salvează pagină. Acum funcționează legătura internă. Mai facem încă o modificare. Și anume vom adăuga orașul într-o categorie. Pentru aceasta deschidem pur și simplu un alt articol de acest tip, dăm click pe modifică, dăm scroll în jos și copiem codul cu categoriile. Acum modificăm articolul nostru pe care vrem să-l adăugăm în categorie, copiem codul și modificăm țara sau categoria în care vrem să-l plasăm. Dăm click pe salvează. Iată categoriile în care se află acum articolul.